v-am regăsit! Sunt Ada și vă aduc recomandările City pentru astăzi. De la ora 8 la Castelul Banfi din Cluj-Napoca are loc Electric Castle Festival. Aflat la cea de-a patra ediție, festivalul aduce pe scenă zeci de trupe de muzică electronică, printre care Skrillex, Bring Me The Horizon, Grimus, Andrea Veder, Toy Machines, Mihai Popoviciu, Paco Osuna și mulți alții. Ediția din acest an a festivalului se încheie pe data de 17 iulie. De la ora 19 la terasa Ursuleț din Herăstrău are loc concertul susținut de Zoia Alecu. Aceasta este o cântăreață, cantautoare, compozitoare și textieră română de muzică folk și rock. S-a lansat în anul 1973 ca artistă solo, fiind una dintre primele cantautoare de muzică folk autohtonă. Începând cu 1986 se alătură grupului Sphinx, continuându-și apoi activitatea alături de Sphinx Experience. Din anul 2006 a revenit pe scenă ca artistă solo, lansând până în prezent 4 albume de autor. Aprinde cerul și dansează, clapă ca focul din privire. Ora ce mă guvernează, că aștepta capătul de zi. Dă-mi ochii tăi, se pun în sertar, te iubesc mereu, îți spun. De la ora 19:30, pe scena Amfiteatrului Mihai Eminescu, urcă trupa Carla's Dreams. Înființată în 2012 la Chișinău, trupa este un grup anonim de vocaliști și compozitori care interpretează melodii în limbile română, rusă și engleză. Trupa se evidențiază de alți artiști autohtoni prin folosirea unui argot personalizat, texte despre realitățile vieții cotidiene și folosirea mai multor stiluri muzicale, printre care cele mai recunoscute sunt hip-hop, jazz, rock și pop. Fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi, nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine. Și mai am aminti, el încearcă să aprindă mine tot ce e ars deja și n-o să mai poată să ardă. Acele tale îmi fac tatu, s-o piele, îmi schimbă sângele-n vene. Acestea au fost recomandările City. Rămâneți cu YOLO pentru alte informații dedicate timpului liber. Distracție plăcută!